Bună ziua! Astăzi voi face din nou un desert. O să fac tot din pișcoturi, dar pișcoturi normale, bineînțeles. Acum că m-am dus la Lidl și nu am găsit din alea cum am vrut eu, dar nu e nicio problemă, sunt bune și astea. Natalia nu știu ce vrea să facă. Așa, și... Da, mă, e ok. Da, mă, e ok. Asta Robert a dus-o. Da. Robert. Trebuie să o ducem la fratele Costel. Așa. Și o să facem cu budincă de vanilie și de ciocolată. Deci o să fie o prăjitură cu banane și pișcoturi. Da. Așa. Deci prima dată o să facem budinca de ciocolată. Deci noi nu mai avem tort. Nu mai avem tort. Deci am lăsat tot acolo la maică mea. Că i-a plăcut foarte mult tortul ăla care l-am făcut, cum se numește, Malakoff. Tortul Malakoff, puteți să intrați la noi, la rubrica video și să căutați, cei care nu știu de torta care am făcut-o. Și am lăsat-o acolo, că i-a plăcut la maică mea foarte mult, deci chiar a fost foarte gustoasă. Și acum am zis că o să fac altceva, pentru că avem poftă de dulce și facem acum altă prăjitură, dar cu banane acum. Ok. Deci aici am... Deci tot fără coacere. Da, tot fără coacere. Aici am 600 de ml de lapte. Punem la fier. Angie. Da. Dar ăsta nu trebuie să fie altul. Trebuie să te un pic în clopot. Am uitat 100 de ml să las un pic, să amestec. Stai, că nu e mai târziu. Să las 100 de ml. Așa. Bun. Și acum, până ce fierte acolo laptele, eu amestec. Am două plicuri de budincă de ciocolată. Dar de ce are căpșun, ăsta căpșun, portocala pe ea? Păi are gust de portocale oare? Nu, așa e decor. Da? Da, mă văd fără chiar. Așa, deci acum am amândouă aici. Și apoi o să pun 100 de grame de zahăr. De grame de zahăr și amestecăm un pic conținutul și după aia o să pun laptele care le-am pus deoparte, deci 100 de ml. Da, 100. Să putea că mai trebuie un pic. Trebuie să amestec. Dar n-ai avut inspirație. Problema lui e că tu ăla e prea mare pentru bunul ăsta, știi, și aia mă... Așa, da, e mai bine. Așa. O să fierbe în continuare. Așa, acum cu fier. Ce m-am speriat. Te-ai speriat așa? Păi da, la mine mâine încă mai s-a ridicat. Așa, și punem tot aici. Dacă vreți să puneți un pic de aromă, de rom sau ceva, puteți să puneți. Așa. Și acum, după ce am amestecat,
mai lăsăm un pic să deie în clocot, că o să punem 100 de grame de unt. Așa, uitat de un clocot, deja. Așa, deci aici am 100 de grame de unt. Și punem aici. Și untul. Așa, și după ce s-a topit untul, aceeași procedură facem și cu budinca de vanilie. Deci am dat la foc mic, să nu fiarbă așa tare, să nu cumva să se prindă de oală. Este o bucățică de unt, cam greu se topește. Așa, oprim. Așa, deci budinca e gata, vedeți? Așa trebuie să fie. Acum începem și facem la fel cu budinca de vanilie. Tot mai încet acolo. Așa, deci la fel facem și cu vanilia. Cât lapte ai pus la o porție? 600. Ok. Am spus. 600 de grame de lapte. 2 grame de mililitri. Așa. Tot 100? Și tot 100, da. Și acum amestec. Așa faine pelurile astea de plastic. Plastic, da. Cine l-a tragă-mi? Tare, a. Mai am stric acolo. N-am cum cu strânca. Așa. Imediat e gata. Să-mi dai și untul de acolo. Deci și aici tot 100 de grame de unt. Trebuie. Să sperăm că nu mai pățim nimic. Așa. Deja începe să fiarbă. Dăm mai încet. Deci nu știu acum, și într-o dată o să urce ca vulcan. Oricum trebuie ca să lucrezi și după să-i dau din urmă iară, știi? Și trebuie un pic. Așa, aici s-a dizolvat, vedeți? Așa. Și acum numai să tăi în clocot, îl opresc și atunci pun conținutul de budincă și după ce s-a amestecat tot, atunci îl mai dau puțin în clocot la foc mic ca să pun untul. Aceeași procedură cum am făcut cu ciocolata, cu budinca de ciocolată. Cu ciocolata de budinca. Ciocolata de budinca, da. Nu cât așteptăm după lapte. Da, da.
Și acum nu vrea să... Da, uite, acum încerc. Dacă dă mai tare... Acum încerc, ok. Nu mai să pune. Uite-mă cu rămas acolo, mă. Da, în fine, e ok. Trebuie să fie avut. Ba, mă, până la trebuie să amestec și după aia. Uite, deja sunt îngroașă, vezi? Ha! Uite aici. Parcă mi-e fain un video cu ăsta de la Lidl Pop. Nu știu, n-am mai știut până acum. E mai deschis-o, vezi? Cred că nu mai trebuie să dea clopul, ha? Da. Da, clocot. Așa. Mă pun untul. Tot atâta și gata. Și începem cu pișcoturile. Aia. Ce primezi aici? Filmam așa, pe dungă. Da. Se topește deja untul. E fierbinte? Da, e fierbinte, e salat. Când nu se topește untul? E rece el, da, a fost de la frigider. Frigider. Da, din cauza asta. Am aici 200 de mililitri de lapte. Așa. Și punem o esență de vanilie. Și în loc de zahăr, eu pun sirop de agave. Sirop de agave. Asta anul trecut l-am luat. Nu mai știu că... Deci două linguri am pus aici. Un amestec. Nu e expirat. Nu. Nu. Aha, aici e termenul. Până în 2026. Și noi l-am terminat. Mai e, cred, o lingură acolo. Așa. Bun. Și acum... Pișcoturile. Păcat că nu-s mai alea faine. Da, alea au fost stoc limitat. A fost săptămâna italiană. Da. Așa? Da. Așa? Cum se vede? Am înțeles. Așa. Ce fain o fi asta cu cafea mâine. Păi o fi, fain. Deci așa vin. Așa. Și cred că mai intră două acolo. Deci tava mea chiar e perfectă. Perfectă. Da. Da. Și mai un rând. După aia cred că trebuie să pun pe lungă. Punem pe pauză până faci tu rândurile? Da. O să pui. Și acum punem budinica de șocolat. De șocolat. Era să iau ăla cu mine. Să-ți iei cortul cu tine.
Așa. Parcă trebuia o lingură de cacao. Amui prea târziu și mâncăm cu mâini. E cam anemică cacao asta. Anemică. E cam anemică cacao asta. Așa. Budinca asta de cacao, mă refeream. Mi-ai deschis la culoare, așa? Un pic, da. Cât aia de la Kaufland? De la Kaufland? De la Oetker. Păi asta e de la Oetker. A. A. Deci, am un... Decide-te. Je ne sais pas. Așa. Oh, oh, oh. Eu mă grăbesc, să știți, ca să nu se răcească budincile. Trebuie puse. Așa, acum o să punem bananele. Stai că mă duc un pic să văd ce face mami acolo. Așa vorbește la telefon. Îi spun, vorbești cu surză, mami, că cam zbier. Avem niște banane foarte, fain, foarte coapte. Așa. Miroasă a banană. Păi, nu, cum vrei să miroase? Bine că nu miroase alcool. Bine, și tu. Deci, le pun. Mai sunt banane care... ca miros alcool. Bine acum și tu. Auzi, Angie, ai putea să pun și pere de la noi. Banane cu pere merge. Așa. Și acum, deci am pus bananele aici. Așa. Acum punem budinca de vanilie. Deci budinca de vanilie o punem. Hei! Trebuie să văd dacă e bun. E bun! Uitați ce face dânsul. De care? Așa. Uh-huh. E bun! Și punem aici peste. Wow! Și ce fain merge pișcot cu budincă. Da. Ce fain. Și după aia mai vine un strat de pișcot. Și punem la frigider timp de 4-5 ore. Wow! Da. Crește barba până atunci. Bine, am. Te rog, ajută-mă. Iasă. Așa. Așa, întindem, nivelăm și acum punem încă un strat de pișcot. Mai unul? Da, mai unul. Ok, și deasupra ce mai vine? O să vină... Pișcă? Nu, o să vină cacao așa... Cacao. Am înțeles. Așa, pudrată. O să creadă lumea că e tiramisu atunci. Aia că nu e tiramisu ăsta. Știi, mai îmi trebuie lapte. Aici încă 200 de mililitri. Îmi trebuie lapte. 100. 100? Da. Și cu ăsta... Mai ai și acolo țără. Mai am, da. Până aici două. Să mă ajungă și gata. Deci luna deci, asta... Deci capacele astea așa de enervante. Foarte. Deci... Deci nouă ne trebuie două baxuri de lapte pe lună. Noi suntem tot de lapte. Mai și la o plăcintă, mai și bem. Dar bem în fiecare zi cu cafea. Da. Așa. Și siropul ăla care a mai rămas acolo de agave. Totul pun. Am mai rămas, cred că, două linguri acolo. No. Cam așa e pe fond, Angie. Dacă mai e o lingură. Cam pe trei. Două. Da, două linguri. Exact atâta. E bine că l-am folosit. Da. E un dulcitor natural și da. Nu conține zahăr. Ai văzut? Și e foarte bun. Trebuie să-mi pun aici asta. Acum... Trebuie să îl amestec
Deci, dă acesta vorbea. Agave e ceva, seamănă pe frunzele de la aloe vera. Da, așa seamănă. Dar nu, e din cactus. E cactus. Ceva de genul. Unde scrie sirop de agave, fără daos de zaharuri. Deci mai vine, uitați așa, încă un strat. Și după aia, după ce stă 5 ore, de preferință să stea de seara până dimineața în frigider. Frigider. Așa. Și e gata. Vedeți? Puțină muncă și un desert. Da. Cu pișcoturile astea poți să faci foarte multe. Delicios și rapid. Și rapid. Și nu conține așa mult zahăr. Dar tot bogat în calorii. No, normal. 200 de grame de unt. Ce vrei? Cât zahăr ai pus în total la budincă? 200. La una? Nu, la una 100. A, păi așa. Deci și 200 cealaltă... de unt, 200 de zahăr, nu? Da. Și pișcoturile astea, și bananele. Da. Deci, destul de simplu. Deci vă trebuie un pachet, văd că. A, pe mijloc cred că trebuie să le tai. Da, pe mijloc trebuie. Iată, deja două. Dar de ce nu ai pus pachetele aici așa în continuare și atunci să tai pe margine? Lasă să fac altfel. Ar fi ceva să ne destulăm. Ce? A, mai ai acolo, ok. Păi mai am. Da. Deci eu știu de cum să fac un pachet. Să știi că dacă ar fi fost alelalte, ți-ar fi trebuit două pachete. Cred. Da, două. Și așa numai un pachet. Doamne, țin minte că pe vremea lui Ceaușescu erau din astea, cum se cheamă, pișcoturile astea și se zicea pișcoturi de șampanie. Eu nu mai știu multe. Ba, așa se zicea, pișcoturi de șampanie. Angi mai bătână ca mine, cu 3 zile. Și... când vroiam să mănânc ceva dulce, mă duceam și îmi luam una din asta și mâncam. Am mai ținut. Da. Atâta știu că m-am bucurat când muri Ceaușescu, că o să avem salam. Da. Ce te-ai bucurat tu? Nu, păi era la televizor așa, suspans, să-l prinde pe Ceaușescu. No, și ce am știut eu? Am avut 5 ani. Da, și eu țin minte că atunci când era Revoluția și... da, țin minte. Știu că și școlile s-au închis și am venit acasă și au zis mami să nu ieșim afară. A, tu erai la grădiniță atunci. Nu mai știu. La grădiniță, la 5 ani. Cred că nu. Da, da. Da, la grădiniță am fost. Și știu că au zis mami să nu ieșim afară, că poate trec soldații pe acolo, știi? Și am stat în casă toată ziua. Că noi suntem 84 născuți, dar în decembrie. Da. Și la Revoluție am avut aproape 5 ani. Deci fără... ce? În luna aia, nu? Că în decembrie a fost. În luna aia am făcut 5 ani. Da. Ok, am terminat. Și acum îl punem la frigider. Și o să o servim peste 5 ore sau a doua zi. Ok, pe curând. Pe curând. Deci, hai să vedem. E a doua zi. Da, s-a fost de noapte în frigider. Chiar nu sunt curioasă.
Deci, a ieșit super. Uitați aici. A ieșit bine. E și chiar fain. Așa, și deasupra o să punem un pic de zahăr și cacao. Și începem să tăiem, să vedem cum e. Eu încă n-am mâncat mâncare, nu pot să gust. Nu vreau pe stomacul gol să mănânc dulce. La cuptor mă așteaptă cap de porc. Aoleu! Ești ceva bun. Așa. Hai să o putez un pic. Dacă vreți să puneți numai cacao, puteți să pune fără zahăr. Noi am pus cacao cu zahăr, pudră cu aromă de vanilie. Da. Și cred că e foarte bună. Ok. Eu zic că e bine. Și acum să vedem cum a ieșit. Dai așa o bucată mică? Sau așa? Așa. O bucată. O bucată? Mică. Mică? Era bine. De așa, așa și așa. Nu? Să fie așa frumos la poză, treagă, pișcotul, știi? Unde-s bananele, doamne? Uite aici. Nu văd. Unde-s bananele, doamne? Uite și aici e banana, vezi? Aha. Cum am tăiat-o a doua oară. Deci... Să vedem cum arată aici. Ce bun ai. Super. Nu e nici prea dulce, nici așa să zici că e dulce, dulce, deci chiar e fain, e fain, fain, chiar îmi place. Nu, așa un desert rapid, puteți să faceți. Sincer, acum aș gusta, dar vreau să mănânc prima dată mâncare, să mănânc după masă, prăjitură. Da, 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 deci e super, puteți să faceți, chiar e... N-are ce să fie rău. Uh-uh. Banana cu budincă și cu pișcot și da. Asta siropat în lapte. Foarte bun. Aceasta a fost realizarea mea. Sper că v-a plăcut. Și vom vedea ce o mai facem. Cuza asta am luat-o la Natalia? Cred că da. Și e bună pentru mine. Ați fi bun. Da. Vă lăsăm. La revedere.